În mod normal ar trebui să urmeze povestioara pentru copii. Însă fiind un sabat cu mai multe puncte în program, am ales să renunțăm la povestea pentru copii pentru că am înlocuit-o cu ceva de poveste care a venit din partea copiilor. Avem imagini de la proiectul pe care, e adevărat că împreună cu părinții, copiii l-au pregătit, copilașii mai mari, cei de 7-14 ani, și am vrea să le prezentăm, să le cunoașteți, cei care au beneficiat de darurile dumneavoastră acum de anul nou, au ținut să vă mulțumească și rog tehnicul să ne pună deja prezentarea. Ea nu necesită alte intervenții, alte comentarii, pentru că deja aveți acolo text, imagini, interviu. Probabil că ați aflat că s-a difuzat și pe pagina de... Lăsați fondul muzical. Pe pagina de Facebook a Consulatului Român, acolo au generat și alte reacții, că sunt și alte biserici care au făcut. E bine ca oamenii să se anime în proiecte de felul acesta. Copiii au de câștigat. Noi vom continua astfel de proiecte, Tabita Turcii, bună care... Bună ziua, mă numesc Anca Crânguș și sunt directorul Școlii Gimnaziale Piatra și aș vrea să mulțumesc și organizatorilor în proiectul Oferă un zâmbet, care ne-a adus într-adevăr multe zâmbete aici la noi la școală, în prag de sărbătoare. Copiii au fost anunțați că vor primi aceste pachete și astăzi s-au bucurat nespus de mult. Într-adevăr, omenie fără cuvinte. Vă mulțumim foarte mult! Bună ziua! Numele meu este Munteanu Cristina. Sunt mediator școlar la Școala Gimnazială Piatra și cu această ocazie vreau să mulțumim comunității adventiste din Castelion de la Plana, care au pregătit pentru copii, pentru 70 de copii de pachete, conținând îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite și dulciuri. Pachetele au fost oferite copiilor cu vârste între 7 și 14 ani de la Școala Gimnazială Piatra. Mulțumim din suflet în numele tuturor copiilor. De la început doresc să mulțumesc celor care au inițiat proiectul Oferă un zâmbet, doamnei Dana Pripea, dar și pastorului Remusoare, care în laborioasă activitate a trecut și prin Piatra Oltă. Acțiunea desfășurată într-o perioadă în care simțim mult mai intens omenia, solidaritatea, întrajutorarea, s-a adresat celor 70 de copii de la Școala Gimnazială din Piatra Oltă. Sunt convins că acești copii vor aprecia darurile primite, dar mai ales vor aprecia simbolul unui astfel de gest. Personal mulțumesc încă o dată organizatorilor proiectului, firme de transport Tabita Tur. Îi asigur de respectul meu, le urez un an nou binecuvântat, la mulți ani! Vă mulțumim la rândul nostru, proiectul e al dumneavoastră. Eu apreciez că are istorie, tradiție aici. Felul meu nu este să insist vreodată când fac anunțuri. Vă spun asta ca să știți. Unii spuneau, uite, dacă ar face nu știu cine anunț într-o biserică, s-ar strânge mai mult. Niciodată eu nu voi face așa, pentru că
Dacă cineva se înscrie în funcție de anunț, i-am luat răsplata. Eu nu vreau să vă iau răsplata vreodată. Și doar anunț. E nevoie de atât. Dar dacă am anunțat, să știți că e nevoie. E nevoie să venim la curățenie. E nevoie. Nu vreau să vezi niciodată pentru calitate. Niciodată nu voi avea anunțuri strategice. Dar când anunțăm că e nevoie și puteți, haideți să ne adunăm eforturile, să lucrăm împreună ca să ajutăm pe oameni, să le facem bine. Acum urmează să mulțumim lui Dumnezeu pentru darurile pe care dumneavoastră le-ați dat și mulțumim lui Dumnezeu în rugăciune și pentru că am dăruit și zâmbete și alte lucruri și că Dumnezeu ne-a pus în inimă lucrul acesta. Oh,
Mulțumesc din inimă corului pentru această cântare frumoasă. Spun bun venit tuturor în casa Domnului acest prim sabat din an. Vi-l doresc din toată inima deosebit, plin de binecuvântări și de atingerea Duhului Sfânt. Înainte de predică, mai avem un moment special, un moment de binecuvântare a unui copilaș. Familia Cazan, Simina și Casian sunt invitați să vină cu fetița Emily Maria și cu surioara mai mare, dar pe surioară Sofia. Sofia, wow! Sofia înseamnă înțelepciune în limba greacă. Sofia, să fii un copil înțelept, tu ne și vei cânta ceva astăzi. Însă vreau să veniți aici pentru că aș vrea să vă spun ca dedicație, înainte de rugăciune, un verset atât de frumos care să vă fie oarecum călăuză pentru proiectul educării copilașilor voștri de acum înainte. Se găsește în Psalmul 144, cu versetul 12. Fiii noștri sunt ca niște odrasle care cresc în tinerețea lor și, în mod special, partea aceasta care urmează este pentru voi, fetele noastre ca niște stâlpi săpați frumos care fac podoaba caselor împărătești. Wow, ce frumos se scrie despre fetițe aici! Ca niște stâlpi frumos, săpați frumos. În vechime, în timpul lui David, când scrie, casele care aveau stâlpi erau deja palate și stâlpii erau folosiți la unirea, la îmbinarea zidurilor, da? Ca structură de rezistență. Deci, practic, de ei depindea soliditatea acelei clădiri și erau făcuți din marmură de regulă în casele acestea. Și ca o marmură să poată servi drept stâlp de rezistență, era bine șlefuită și lustruită și devenea atât de valoroasă, atât de frumoasă, încât arheologia ne descoperă și astăzi măestria, nu oricine putea să facă, doar un maestru artezan. De aceea, primul sfat este, duceți fetițele voastre la marele maestru, care știe să le șlefuiască frumos. Și această șlefuire a stâlpului înseamnă frumusețea educației, frumusețea caracterului și frumusețea deprinderilor. Parcă te aștepți ca pentru băieți să se scrie că ei sunt stâlpii, dar uite că David știe ceva, că uneori stabilitatea unui edificiu stă pe calitatea mamei din casă, pe calitatea fetelor și doresc ca ele așa să fie educate, așa să fie cultivate, șlefuite, rafinate pentru Dumnezeu, încât să fie niște stâlpi. Și o casă cu astfel de coloane se numește palat. Și un oraș cu astfel de case, cu astfel de palate, se cheamă orașul palatelor. Și o țară cu astfel de orașe se numește împărăția palatelor. Și cel ce locuiește într-un palat se numește rege. Să facă Dumnezeu ca din fetițele voastre să izvorască atâta farmec, atâta noblețe, atâta echilibru, atâta spiritualitate, încât să facă din casa voastră un palat, iar voi ca părinți, prin ele să vă simțiți rege și regină.
Vă rog să mi-o dați mie. Și acum să cerem celui ce este maestru artezan să șlefuiască. Tată din ceruri, îți mulțumim din toată inima pentru că avem bucuria să aducem la acest amvon un rod al iubirii, iubirea curată și sfântă a părinților, s-a materializat în Emily Maria. Și în credința părinților o aducem acum înaintea tronului tău de milă și de har. Și dorim ca să-ți întinzi mâna spre ea și să împarți din visteria cerului podoabele tale, să-ți întinzi mâna bună și să o binecuvintezi, să întinzi mâna de mare artezan și să începi să șlefuiești și să faci din copilul acesta și de asemenea te rog și din surioara ei stâlpi în casa lor care să devină palat, stâlpi în biserica aceasta, stâlpi în lumea în care le vei trimite și pentru care cu siguranță ai o misiune. Pe măsură ce va crește mare, fă din copilul acesta un depozit al darurilor Duhului Sfânt și pe măsură ce le va primi și va ști să folosească binecuvântările tale într-un chip minunat, fă-o, Doamne, binecuvântare pentru alții care au nevoie de ea. Fă-o pe surioara ei un model și întotdeauna împreună să simtă bucuria unei echipe de frați care se bucură în sfințenie de călăuzirea Duhului Sfânt. Iar pe părinți, Doamne, învață-i înțelepciunea, iubirea, credința pentru a ști să le educe frumos pentru tine și pentru împărăția ta. Amin. Vă invit să ocupați loc. Domnul să te binecuvinteze și dăm ocazia surioarei să ne spună ceva. Lângă tine vreau, cu nu
crește mare și se vorbesc. Dacă nu mă ție, Doamne, să susesc. Lângă tine vreau, cu nu vreau să stau, să ne crești cu tutorești și să mă păsești. Eu să binim mereu cu cerași, chicălași, te la dor cu tău. Amin. Amin. Mai rămâneți un pic, numai un pic. De regulă, în ocaziile de binecuvântare a copilului, atunci când sunt frățiori mai mari sau rude sau bunici apropiate, se dorește să se spună ceva din partea familiei. Felicităm pe Sofia pentru acest cântecel minunat. Eu de regulă spun așa, să fie o singură intervenție. Știți de ce? Pentru că după aceea nu am criteriu. Dacă spun, sunt două, trei intervenții, nu putem face un program muzical din aceasta și altă dată cineva vrea trei, patru și așa mai departe. Atunci am zis să fie una. Însă știți că biserica se conduce în mod special prin har și nu prin lege. N-aș vrea să fie o lege. Îmi permiteți ca o dată pe an, în primul sabat din an, când se întâmplă ocazii de acestea, să nu țin la legea asta? Atât de mult m-au rugat niște prieteni, nu, o prietenă de-a familiei să cânte ceva. Și cu acordul dumneavoastră scurtăm un pic din predică, dar nu înseamnă că o vom face mereu. Avem un cântecel pentru voi. Amin. Mulțumim frumos. Eu zic că dacă aș mai spune o dată amin și am plecat acasă, nu v-ați simți goi, nu? Am vorbit despre misiune, am avut școala de sabat, am binecuvântat copilașii. De fapt, am cerut binecuvântarea. Noi nu binecuvântăm, noi doar o cerem. Și Domnul le-o va da prin credința părinților. Am cântat frumos. Și nu știu ce se întâmplă astăzi. Arătați mai frumos ca celelalte sabate. E pentru început de an sau... Vreau să vă întreb, vă era dor de o predică despre a doua venire a Domnului Iisus? Astăzi vom vorbi despre asta. Și să nu uitați, în prima predică din an, pastorul a vorbit despre revenirea Domnului. Și dacă cineva vă va zice, n-am mai auzit de mult, vă va fi ușor să aveți reperul. Nu, nu. Prima predică din an despre asta a fost.
Vreau să deschideți Biblia, dacă o aveți, pe unde o aveți, pe telefoane, pe tablete, pentru că trebuie să reperați cel mai frumos verset despre venirea Domnului. În Isaia 64:1. Pentru cei care n-au Biblia la ei și tehnicul ne poate ajuta să-l proiecteze pe ecran și să-l vedeți. În mod special, prima parte e fascinantă. Nu am găsit un verset. Deși m-am uitat în Psalmul 144, este un verset care aproape ar rivaliza. Îl citiți acasă, Psalmul de unde am vorbit despre dedicarea copilașilor. Dar versetul acesta este fabulos. O, de a-i despica cerurile și te-ai pogore. Isaia 64:1. Da? Așa am, sau am zis altceva înainte? 64:1. O, de a-i despica cerurile și te-ai coborâ. S-ar topi munții înaintea ta. Și mă opresc aici. Deja frumusețea aceasta specifică lui Isaia, care e expertul metaforei, e copleșitoare. Citesc în Noul Testament și evangheliștii sinoptici spun ceva despre botezul lui Iisus, dar nu redau profunzimea mesajului lui Isaia. Ei spun că atunci când Iisus Hristos a venit și a intrat în Iordan și s-a botezat, s-au deschis cerurile. Spune și Matei, spune și Marcu, spune și Luca, cerurile s-au deschis. Eu nu știu cum e, dar înțelegeți că cerul nu e doar ce vedem noi. Prin puterea lui Dumnezeu, ferestrele cerului uneori, spune, s-au deschis și Dumnezeu a binecuvântat și așa mai departe. Se pot face ferestre în cer? Întrebau pe vremea lui Ben-Hadad și s-au făcut ferestre în cer într-o altă formă, că au luat prada, da, asupritorului și au adus-o la ei în cetate. Nu despre asta vorbesc. Vorbesc despre o realitate pe care nici măcar nu o percepem. Nu avem senzori care să poată pătrunde dincolo de cortina asta a cerului. Însă vreau să vă întreb, este o diferență între a deschide și a despica? Da! Foarte bine ați răspuns. Am atâtea puncte încât vă pot da la fiecare câte 1000 fără să sărăcesc. Aveți 1000 de puncte cei ce ați răspuns da. Dar acum să văd care e diferența. A deschide are și un verb care indică opusul. A închide. Dar a despica mai are opus? Când ai despica ceva, așa rămâne. Și uitați-vă la Isaia cum se roagă de frumos. Doamne, nu vreau doar să deschizi cerul. Doamne, despică-l să rămână despicat și pogoară-te la noi să se topească munții, nu doar ca la Sinai când ai dat legea, de era plin de fum și de flăcări, încât Moise spune mai târziu, sunt îngrozit și tremur. Dar vino cu totul, despică cerul și nu-l mai închide niciodată. Și acum aș vrea să vă spun un lucru. Din perspectiva bisericii primare pe care o citim în Faptele Apostolilor și mi-ar plăcea odată să avem un studiu al acestei cărți, rugăciunea aceasta a fost ascultată. Așa s-a întâmplat fără să ne dăm seama și vă provoc cât puteți de acum înainte să aveți această viziune în minte a despicării cerului în relație cu venirea lui Iisus Hristos. Pentru că din punctul de vedere al lui Dumnezeu, când și-a trimis Fiul și a venit pe pământ, prin biserica sa, cerul trebuia să rămână despicat și Iisus Hristos să se vadă în permanență.
Autorul Faptelor Apostolilor descrie activitatea bisericii ca o prelungire, o continuare până la identitatea cu Iisus Hristos pe pământ. Chiar dacă în Fapte 1:9 se spune că Iisus Hristos s-a înălțat la cer și El își face oficiu de mare preot în sanctuarul din cer, în realitate Iisus Hristos n-a părăsit biserica niciodată și iată că eu voi fi cu voi până la sfârșitul veacului. Iisus Hristos rămânea cu biserica sa. Tot ce au construit ucenicii care l-au cunoscut pe Iisus Hristos și cei care au redat în narațiunea biblică faptele bisericii, au făcut-o într-o formă cristică. Și anume, alegerea lui Matias în locul lui Iuda era necesară pentru a nu strica numărul de 12 care aminteau de învățătorul. Ce se putea și cu 11, dar să nu strice nimic din ce a fost al lui Iisus, ca imaginea lui Iisus să rămână neștirbită și neclintită. Când Iisus Hristos îl întâlnește pe Pavel pe drumul Damascului, îi spune: Saule, Saule, pentru ce prigonești creștinii aceștia care se adună așa? Pentru ce mă prigonești pe mine? El se înălțase în sanctuar, înțelegeți, dar n-a însemnat răpirea Hristologiei și rămânerea unei biserici singure. Iisus Hristos se identifică cu biserica aceasta, iar biserica, la rândul ei, caută să se identifice cu Iisus Hristos până la asemănare completă. De aceea, Cristologie, eu am inventat un cuvânt, am scris un articol în Curierul din februarie 2016. Zic, Cristologia bisericii primare devine cristoză. Cuvântul ăsta nu există în teologie, e inventat de Remus Oar, dar nu-l va folosi nimeni niciodată. Nu? Dar ce vreau să spun cu asta? Cristoză. Adică e mai mult decât a învăța despre Hristos, a vorbi despre Hristos, ci a fi scufundat în Hristos. Imersiune cristică, îmbibare cu Hristos. Și cele mai proeminente personaje devin personaje care imită în felul lor de a fi narațiunea lui Hristos. În momentul în care Petru, sunt în Fapte 9:34, îl vindecă pe Eneia, îi spune, Eneia, i-a zis Petru, Iisus Hristos te vindecă, scoală-te și fă patul. Și Eneia s-a sculat îndată. Ucenicii devin fapte ale lui Hristos. Ei devin niște verbe vizuale ale mesajului salvării, dar Hristos este în mintea lor acționarul, cel care face acțiunea. El este Petru, dar spune Eneia, Hristos te vindecă, pentru că ei n-au avut niciodată sentimentul că Hristos le-a părăsit. Vă aduceți aminte la fel la poarta frumoasă a templului? Aur și argint n-am, dar ce am îți dau? În numele lui Hristos, ridică-te și umblă. Când Pavel îl înviază pe Eutih, învierea aceasta este descrisă ca o replică a învierii fiicei lui Iair. Amândoi sunt tineri. În amândoi se spune că se întoarce Duhul de viață și este în ei. Limbajul este asemănător, nu toate detaliile converg. În ambele cazuri, acțiunea de a sta la masă după este prezentă. Atunci când fac ceva, își amintesc cum a făcut Hristos un anumit lucru și narațiunea este identică. Uitați-vă la rugăciunea lui Ștefan când se roagă: Doamne Iisuse, primește
Duhul meu. Nu vi se pare că este un ecou al rugăciunii Mântuitorului care spune, Tată, în mâinile tale îmi încredințez sufletul? Și atunci când Ștefan spune, Doamne, nu le ținea în seamă păcatul, nu sună aceasta cu rugăciunea Domnului Iisus Hristos, Tată, iartă-i că nu știu ce fac? Și cei care se uitau la Ștefan au văzut că fața lui nu mai era la fel? Ce era? Ca o față de înger. Nu vă spune aceasta că relatarea este una imitativă a ceea ce se întâmplase cu Iisus Hristos pe muntele schimbării la față? Tot ce fac ucenicii, fac de așa manieră încât Iisus Hristos este acolo, este cu ei. Din perspectiva lor, când Iisus Hristos a venit, cerul s-a despicat și a rămas așa, pentru că ei, ca biserică, nu erau decât un vas care nu avea pereții atât de solizi ca să fie rigid, ci erau flexibili. Duhul Sfânt intra acolo și au luat forma conținutului care era Hristos. De aceea când spun că biserica era mireasa lui Hristos, era partenerul acesta cu care umbla cu Hristos în lume. Biserica a făcut-o mai târziu văduva neagră, care își devorează partenerul și se înalță pe sine. Dar dacă noi am fi atenți la mesajul faptelor apostolilor și am vrea ca Iisus Hristos să revină cu ardoare, noi trebuie să înțelegem că El trebuie întâi să se dovedească în biserică. Iisus Hristos n-a părăsit biserica niciodată, dar noi, ca Maria, mergem la Iisus și dacă El se arată în biserică și n-a părăsit-o niciodată, fraților, Iisus Hristos este în frații mei. Vă gândiți că Iisus Hristos vorbește prin frații mei, prin surorile mele și așa mai departe și uneori în așteptarea marelui eveniment nu-l mai vedem printre noi și pățim ca Maria. Credem că e grădinarul, iar pe Domnul l-au luat și nu știm unde l-au pus. Și ea vorbea cu Domnul. O, dar fi frații noștri toți așa, când vorbești cu ei, să fie ca și cu o vorbire sfântă, ca o cateheză cu Iisus Hristos. Pavel înțelege ca nimeni altul lucrul acesta și ne spune în Coloseni 1 cu 26 și 27, vreau să zic, taina ținută ascunsă din veșnicii, în toate viacurile, dar descoperită acum sfinților, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei tainei acestea între neamuri, și anume, Hristos în voi, nădejdea slavei. Taină ascunsă de viacuri, lumea a avut Biblia, a mers la templu, au avut suluri, au făcut jerfe pentru un Mesia să vină, când a venit l-au înțeles, voiau să-i elibereze de roman și așa mai departe și Pavel înțelege ca nimeni altul și Luca este ucenicul lui Pavel, este discipolul lui, de aceea știe să arate că taina aceasta, uite, s-a demonstrat în biserica primară. Hristos în voi, de aceea El se luptă și spune și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Noi suntem niște creștini uneori dornici de spectacole. Avem scenarii grandioase în minte și ne rugăm uneori pentru revărsarea Duhului Sfânt în forma ploii târzii. La cinzecime a venit așa, dar vreau să vă spun că
în forma proiect timpurii, dar în mod plenar. Vreau să vă spun că cincizecimea este un eveniment istoric. Evenimentele istorice, ele nu sunt repetabile. Tu nu te mai poți ruga pentru o cincizecime. Te poți ruga pentru ploaia târzie, pentru ploaia finală. Dar Duhul Sfânt a inspirat biserica și a spus: până va veni sub forma aceasta și voi trezi lumea și o voi pregăti pentru secerișul final, aveți la dispoziție darurile Duhului Sfânt și roada Duhului Sfânt. Și nu vorbim despre ele, nu vă supărați, și nu le folosim. Și nu ne întrebăm: Doamne, dar mie ce dar mi-ai dat? Duhul Sfânt se odihnește în inima mea și tot așteptăm un moment istoric final și gata. Nu, Duhul Sfânt este acum în biserică. Și El trebuie înflăcărat, cum îi spune Pavel lui Timotei: înflăcărează darul care este în tine. Hristos este acum în biserică. Și El se manifestă în faptele noastre. Când faci ceva pentru biserica aceasta, adu-ți aminte că trebuie să o faci așa cum Hristos ar face-o. Noi așteptăm venirea în slavă, va veni. Așteptăm Duhul Sfânt să se reverse, se va revărsa. Dar până atunci, El spune: eu cerul l-am despicat. Eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor. Și înainte ca să mă vedeți venind pe nor, despicați-vă inima ca să intru acolo. Ca biserica aceasta să ia forma mea și voi să fiți acele verbe vizuale de care spuneam. Și acea osmoză cristică, cum spuneam, și faptele bisericii să fie faptele lui Hristos. De aceea închei cu această rugăciune pe care am spus-o deja mai înainte. Doamne, despică Tu cerul, dar despică-ne și inima. Că înainte de a despica cerul și de a reveni, de fapt Tu l-ai despicat și ai vrut să rămâi. Nu știu ce am făcut și ce s-a întâmplat, dar Te-ai blocat. Că noi n-am fost de piatră. Despică-ne inima, Doamne, și intră în noi și fă din noi prelungiri ale misiunii Tale pe pământul acesta. Amin.